Nu sunt cel mai bun prieten cu cei din farma, pentru că și eu am această problemă. În ultimul timp s-a comercializat foarte mult inclusiv această disciplină, dar în general medicina a fost monopolizată de comerț. Am transformat-o în prea mult comerț și, într-adevăr, sunt paste de dinți care nu respectă sau nu se ghidează după principii biologice, ci mai mult cosmetice, estetice, care sunt destul de agresive și mă refer aici atât ca abraziune fizică, conțin niște particule care pe moment, da, frecând mai... Pare, e ca și spălatul cu sare pe vremea bunicilor, era un mit. Nu, nu, acea sare abrazivă, grunjoasă, tocea dinții. Dar există deci nu și... e bun spălatul cu sare, că să știți că așa să se mai practică. Spălatul cu sare, nu. Nu. Okay. Nici nu. Cu bicarbonat Era un mic avantaj în sensul că sarea fiind o bază tampona cumva aciditatea din cavitatea orală, dar abrazivitatea particulelor de sare era atât de mare încât dăuna dinților. Am înțeles. Da? Deci aia nu, aia nu. Și există și paste de dinți. Am avut uimirea să văd paste care albesc, paste de albire. Da, conțin niște substanțe printre care peroxidul de carbamidă, da, care este un fel de perhidrol mai concentrat cu care părinții noștri își decolorau părul și pe care îl introducem în gură și îl folosim. Inclusiv albirile dentare, care sunt proceduri cosmetice, ar trebui să se facă în cabinete de medicină dentară de către medici care știu ceea ce fac și nu se lasă, cum să zic, atrași de mirajul ăsta al comerțului. Și pentru că altfel ce facem? Efectiv îi oferim pacientului niște dinți albi pentru câteva luni. De fapt i-am demineralizat smalțul. Pe acel smalț se grefează caria dentară, caria avansată, ajungem la probleme cu canalele.